Pe parcursul unei săptămâni întregi de activități, Asociația Evanghelistică lui Spalau a reușit să ajungă la diferite niveluri ale societății din Costa Rica cu un mesaj de speranță în Isus. Prizonierii, oamenii de afaceri, politicienii, femeile, copiii, tinerii și adulții au avut ocazia să primească încurajare și răscumpărare de la Dumnezeu. Peste 100.000 de oameni s-au înghesuit în Parcul Metropolitan Savannah din San Jose, Costa Rica, pentru festivalul Palau, care promitea un mesaj puternic al Evangheliei și muzică de calitate. Mii de oameni au acceptat invitația lui Andrew Palau de a-și preda viața lui Isus. Potrivit organizatorilor, peste 150.000 de oameni au participat la festival în cele două seri foarte speciale. A fost organizată o vizită la cea mai mare închisoare a țării, unde Andrew Palau le-a vorbit deținuților despre adevărata libertate în Isus. Copiii au avut parte de programe speciale adaptate pentru vârsta lor, cu spectacole amuzante, pictură pe față, cadouri și un mesaj despre mântuire. O săptămână întreagă dedicată comunității, care s-a încheiat cu mii de oameni acceptându-L pe Isus în viața lor. Mii de creștini s-au adunat în India pentru a protesta pașnic față de numărul tot mai mare de atacuri asupra bisericilor, cu violențe și arestări în întreaga țară. Andrew Boyd de la Release International relatează. Creștinii s-au adunat la Delhi pentru a trage atenția asupra sentimentului predominant de frică și nesiguranță în comunitatea creștină. Cei adunați au avut un singur mesaj: opriți ura și violența. Intoleranța față de creștinii din India este în creștere. În anul 2022, organizația United Christian Forum din India a înregistrat 598 de acte violente împotriva creștinilor. Aceasta este o creștere cu peste 80% în doar 2 ani. Dar în prima lună a anului 2023, organizația din India a înregistrat deja 57 de incidente de violență anticreștine. Printre aceste incidente au fost filmate imagini în care femei creștine stau în tăcere în timp ce sunt lovite și bătute cu brutalitate de extremiști hinduși. Publicația creștină Christianity Today estimează că 22.000 de creștini s-au reunit la Delhi pentru a cânta imnuri creștine și a manifesta pașnic în fața unui banner negru și roșu care cere oprirea urii și violenței împotriva creștinilor. Abraham Matthew, din Consiliul Național al Bisericilor din India, a spus că această reuniune a tuturor denominațiilor este pentru a arăta unitatea acestora. El a descris întâlnirea ca pe, cităm, un strigăt al poporului nostru pentru frații și surorile care suferă în mediul rural. Dreptul lor de a crede în Dumnezeul lor este restrâns. El a adăugat că, cităm, nu există altă speranță decât să strige la Dumnezeu să-i ajute. Consiliul Național al Bisericilor din India a făcut apel la președintele Indiei să protejeze drepturile constituționale ale creștinilor din țara sa. Ei spun, cităm, creștinii sunt atacați în 21 de state de extremiști religioși. Actele de violență variază de la arderea bisericilor la întreruperea slujbelor și convertirea forțată la hinduism. Nu numai că autoritățile nu reușesc să investigheze atacurile, dar, după cum spun organizațiile creștine, cei care le comit adesea acuză creștinii de încălcarea legii. Legile Indiei sunt folosite din ce în ce mai mult împotriva creștinilor, pe măsură ce mișcarea de prevenire a convertirilor hindușilor capătă avânt. Un număr tot mai mare de state a adoptat acum legi anticonversie. A relatat Andrew Boyd pentru Global News Alliance. La începutul lunii aprilie, directorul organizației Samaritan's Purse, Edward Graham, și o delegație americană din care a făcut parte inclusiv fostul secretar de stat american Mike Pompeo, au călătorit în Ucraina pentru a vedea pe teren activitatea organizației caritabile. În timp ce se aflau în mijlocul națiunii încercate, ei s-au întâlnit și cu oficiali ai Ucrainei. Graham și Pompeo au vizitat lucrarea Samaritan's Purse atât la Kiev, cât și la Irpin. Irpin este localitatea unde s-au dat lupte grele de la sfârșitul lunii februarie până aproape de sfârșitul lunii martie 2022, lupte ce au dus la recucerirea zonei de către Ucraina. Delegația a fost încântată să se întâlnească cu câțiva lideri ai bisericilor locale, care continuă să colaboreze cu Samaritan's Purse pentru a livra alimente și alte ajutoare celor care suferă foarte mult. Prin intermediul rețelei de parteneri ai bisericilor locale, Samaritan's Purse a livrat de la începutul războiului alimente în valoare de 190 de milioane de dolari și a oferit servicii medicale și materiale pentru adăposturi de urgență. Peste 8 milioane de ucrainieni au beneficiat de aceste eforturi.